Polițiștii din cadrul secției Dulcești au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis pe numele unui bărbat de 36 de ani din Horia. Acesta era condamnat de judecătoria Roman la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani și 5 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În fapt, la data de 3 mai 2021, cel în cauză și-a însușit pe nedrept un card aparținând persoanei vătămate cu care a efectuat mai multe operațiuni de plată la diferite unități economice din municipiul Roman. Cel în cauză a fost condus la penitenciarul Bacău în vederea executării pedepsei.